Salutare și bine-am venit la Fabrica de Bani. Azi avem un giveaway pentru voi. Avem un mic cadou pentru cei care susțin canalul, dar o să ne vedem imediat în următoarele momente despre ce este vorba. Așa cum vă spuneam, astăzi venim cu un giveaway. Avem o pereche de căști Jabra Elite 5, da? Niște căști foarte, foarte bune. O să dau cadou unuia dintre susținătorii canalului. O să dați mie regulile, așa zisului concurs, pentru că nu e chiar un concurs. M-am tot gândit foarte mult cum să fac acest giveaway și cine ar trebui să fie cei care să participe sau cei care să ajute la acest concurs. Ei bine, cumva veștile bune se termină aici pentru cei care urmăresc canalul, pentru că am decis ca cumva șanse să nu fie egale, da? Șanse de participare sunt între cei care doresc să participe lăsând un comentariu, dar unul din criteriile de selecție este acela de a fi membru al canalului, da? Deci nu doar abonat, ci membru al canalului, astfel încât cei care sunt vreo 7 sau 8 5 de care sunt membrii Apprentice, ăia vor avea o singură șansă de câștig, iar cei care sunt membrii Apprentice Plus vor avea 10 șanse de câștig. Deci dacă se înscrie un membru Apprentice Plus în concurs, va apărea în tabel de 10 ori, da? Deci cumva, deși selecția va fi aleatoare, va avea mult mai multe șanse de câștig, da? Șansele oricum sunt mari pentru că nu sunt foarte mulți membri în momentul de față, așa că șansele ca să meargă aceste căști către un membru sunt substanțiale. Sunt căștile pe care le-am folosit eu un an de zile, sunt căștile foarte, foarte bune. Motivul pentru care acum am decis să le dau este faptul că eu am altele și mai bune, adică un model și mai nou, am un Jabra 10 și atunci am decis că o parte din premiile pe care le sau cheltuielile pe care le primesc eu pe un alt canal ar putea să meargă să vă ajute să vă, cum să zic eu, să vă stimuleze, să zic așa, și să ducă către comunitatea din care fac parte, da, sau pe care încerc eu să o construiesc aici. Bineînțeles că episodul ăsta este oarecum sponsorizat. Premiul vine din partea mea, dar practic vine din partea Digipedia.ro. Dacă sunteți interesat de tehnologie, nu uitați să intrați pe canalul de YouTube Digipedia.ro sau pe site-ul Digipedia.ro și să vedeți mai multe știri de tehnologie. Asta doar dacă sunteți pasionat de tehnologie, un proiect pe care îl am de foarte, foarte multă vreme și pe care îl cresc. Și cumva premiul vine din tot proiectul meu, nu ascund chestia asta, tot proiectul meu, dar practic premiul putem să spunem că vine din Digipedia.ro, astfel încât clipul de astăzi putem să spunem că este sponsorizat de Digipedia.ro și de canalul de YouTube Digipedia.ro. Pentru mai multe gadget-uri și pentru mai multe giveaway-uri, o să vă rog să urmăriți canalul respectiv, pentru că o să am de gând și acolo să încep cu niște giveaway-uri și niște chestii mai serioase ca să cresc și acel proiect mai mult decât l-am crescut în ultimii ani, da? În ultimii 2-3 ani pot să zic că l-am mai neglijat așa partea de YouTube și am fost focusat pe partea de blog. Bun. Așadar, ați înțeles regulile, lăsați un comentariu, iarăși pentru că e vorba de, cum să zic eu, de vreo 8 sau 9 inși care vor participa la acest giveaway, nu eu o fac pentru a avea nu știu câte milioane de abonați, nu o fac pentru a avea nu știu ce succes și așa mai departe, o fac pentru cei care mă susțin, da, și care mă susțin efectiv prin acel membership. Lăsați un comentariu până luni seara, da, deci astăzi duminică. Până luni seara este suficient ca să vedeți clipul și să lăsați un comentariu dacă sunteți interesat de acest giveaway. Dintre cei interesați, bineînțeles că voi trage la sorți un posibil câștigător, da? Așa. Iarăși, probabil o să fie extragerea făcută luni seara, undeva în jurul, hai să stabilim și o oră să fie așa mai clare regulile. Cred că ora 21 este ok, da? Adică ora 9 seara, data finalizării concursului. Bineînțeles că dacă în următoarea jumătate de oră vor comenta toți membrii canalului, n-are rost să mai prelungesc până luni seara la așa concursul, pentru că n-are rost, da? Adică depinde dacă vor comenta toți sau vor comenta doar o parte dintre ei, da? Așa, bun. Astea fiind spuse, vă urez mult, mult succes în a câștiga premiu. Ele, căștile vin cu, sunt cu încărcare wireless. Au un set nou nouț de capacitate de acelea de urechi, astfel încât să le puteți pune în, cum să zic eu, le folosiți în siguranță, da, deci sunt niște căpăcile sigilate. De asemenea, căpăcile care sunt puse în momentul de față pe căști au fost sterilizate, au fost curățate, deci nu e niciun fel de problemă nici punct de vedere, pentru că eu sunt așa un pic mai
cum să zic eu, am mai primit căști în teste, da, și exact problema asta a fost când am primit căștile, bă, le-a testat altcineva înaintea mea, le-a băgat în ureche, nu le-a băgat în ureche, eram așa mai ipohondru să zic, deși nu sunt de genul meu, le-am crotat cu spirit și când am avut trei căști în teste de astea de tip body, le-am trimis și le-am și spus celor respective, au spus că stai niște căști și noi le sterilizăm și le curățăm, deci nu e problemă. Mai aveam deva de spus aici, am lăsat și un link pentru cei care vor să știe toate detaliile tehnice la Jabra 5. Le-am găsit pe Altex, l-am găsit la întâmplare, l-am stat așa undeva că 6-7 milioane e valoarea lor, să zic așa, noi nouțe. Astea nu sunt noi, m-am zis, le-am folosit eu un an de zile, așa. Dar puteți vedea exact ce fac, cum fac. Eu vă spun că își merită din plin banii și că e un produs foarte, foarte bun. Prin urmare, eu mă folosesc cred că de vreo 3 ani de zile, cred că produsele de la Jabra și acum am zis, sunt foarte încântat. De fapt, o să vedeți, dacă uitați pe canalul Digipedia, o să vedeți că chiar am zis că folosesc o pereche de căști Jabra 10, adică nu e vreo chestie, vreo făcătură, vreo reclamă mascată, nu. Este un produs pe care eu îl folosesc, de care sunt mulțumit și mă declar mulțumit și pe care o să vedeți că l-am cu mine cam tot timpul, că nu prea mai folosesc telefonul la ureche, folosesc căștile pentru convorbiri, folosesc căștile pentru muzică. Cam pentru ce folosește un om normal căștile, da? Așa, nu pentru gaming, la gaming mă leg pe fie din alte motive, nu din cauza lor, da? Așa. Bun, păi cam asta ar fi episodul de astăzi. Nu uitați de aici și subscribe la canal dacă n-ai făcut-o încă, ai undeva jos buton de subscribe. Lângă la încă bătine mic pe care le-ai bifa, vei fi notificat de câte ori postez un clip nou. Bineînțeles că odată cu creșterea numărului de abonați, la 5.000 de abonați, probabil la 6.000, la 10.000, vom face noi giveaway-uri. Depinde și cum evoluează canalul și cum merg lucrurile. Dar momentan eu zic că sunt mulțumit că lucrurile merg bine și că vom avea poate și continuare giveaway-uri, depinde și cât de apreciate. Într-adevăr, poate va fi controversată treaba asta cu faptul că dau decât la membri și nu dau la toată lumea, dar cumva mă protejează și de vânătorii de concursuri, mă protejează și de oamenii care ar veni să posteze aici doar la clipul ăsta pentru a câștiga un premiu și nu sunt interesat de conținutul pe care îl ofer eu pe canal. Pentru mine e mai important să ofer conținut de calitate și să vină oameni care sunt interesați de ei decât să am 10.000 de abonați care vin aici doar pentru concursuri. Cam asta a fost episodul de astăzi. Un episod surpriză, zic eu. Încă nu mă sponsorizează băieția de la Coca-Cola. Așa. Ce să zic? Am zis de la aici. Dacă mi-a pierdut vocea acolo la finalul episodului. Nu uitați, deci, like, share, subscribe și ne reauzim în curând cu un nou clip. Vă mulțumesc!